Pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1041. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, de la versetul 38. Iisus a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară. Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului în această seară, suntem la o nouă seară de părtășie, când Dumnezeu ne-a dăruit pace și liniște în țară, sănătate care să ne permită să fim în casa Domnului și în această atmosferă de sărbătoare, când am înălțat numele Domnului care este prezent între noi, dorim să-i lăudăm numele și să-l înălțăm în veci. Amin. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumbrăven Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Pasajul acesta biblic vorbește despre o familie prietenă a Domnului Iisus Hristos din localitatea Betania, din satul Betania. Familia era formată din 2 surori, Marta și Maria, și fratele lor Lazar. Și aceștia erau prietenii lui Iisus. Iisus ținea foarte mult la ei și ei și-au dat seama de lucrul acesta. L-au văzut pe Iisus făcând multe minuni. L-au văzut pe Iisus înmulțind pâinile și pești și hrănind mii de oameni. L-au văzut pe Iisus vindecând boli incurabile. L-au văzut pe Iisus zădărnicind orice atac demonic și potolind furtuna și scoțând afară demonii. Pentru ei, Iisus era rezolvarea aproape a tuturor problemelor. Și la un moment dat, Scriptura ne spune că Lazar, fratele celor 2 surori, se îmbolnăvește grav. Și în momentul acela, cum era de așteptat, cele 2 surori și-au adus aminte de Iisus. Au trimis imediat după el și au spus, Lazar, prietenul tău, este bolnav, vino repede. Ca atare, ele se așteptau ca Iisus să lase la o parte orice altă urgență și de unde era, singur sau cu ucenicii lui, să vină repede la Betania, pentru că acolo era prietenul lui care era bolnav. Și ele știau că dacă Iisus vine, poate rezolva orice boală. Dar Iisus vrea să-i învețe pe oameni și o altă lecție. Că El nu numai că poate vindeca orice boală incurabilă, că El nu numai poate stăpâni natura, ci El poate să dea viață tuturor celor morți. Și ca atare, El a făcut declarația aceasta, Eu sunt învierea și viața. Dar a vrut să arate lecția asta pe niște prieteni. Nu pe niște străini, pe niște prieteni, care credeau că El poate vindeca orice boală. Dar nu aveau așa mare credință că El ar putea învia pe cineva. Și Domnul intenționat întârzie. În timpul ăsta stau și mă gândesc cum cele 2 surori se uitau la fratele lor, care în ghearele morții transpira și se uitau pe geam să vadă pe drumul care vine la ei, nu apare Iisus și n-a apărut. Nu știm ce era în mintea lor, nu știm ce dezamăgire crunt au trăit. Cert este că fratele lor a murit și prietenul lui, Iisus, n-a venit. După 4 zile, cu oarecare întârziere, a venit și Iisus. Și amândouă surori i-au reproșat același lucru. Dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Tu puteai rezolva orice problemă în domeniul ăsta, dar acum el e mort. Și Iisus le spune, eu sunt învierea și știm, teologii știm și noi, va învia în ziua de apoi, va învia atunci. Până aici știam că tu rezolvi problemele. Și Iisus vine și spune, dacă ți-am spus, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Era vorbe degeaba. Unde l-a spus până la urmă? L-au dus în fața unei peșteri, peste care rostogolise o piatră destul de grea, ca să nu profaneze cineva mormântul sau să intre animale sălbatice acolo. Și ne spune Scriptura că Domnul a făcut o simplă rugăciune și a spus, Tată, totdeauna mă asculți, dar de data asta mă rog aici ca tot să știe că Tu m-ai trimis, că ceea ce fac eu nu mai poate face nimeni decât Fiul Tău sau Dumnezeu întrupat. Poate să facă asta, să dea viață celui care deja a murit. Și acolo, în fața acelui mormânt, Domnul spune, Lazare, vino afară, cu dedicație, că dacă Domnul striga, morților ieșiți afară, aveam parte de o înviere masivă a tuturor morților. Dar Domnul, cu dedicație, spune, Lazare, vino afară. Și dintr-o dată, Lazar iese afară, cu mâinile și picioarele legate de fâșii de pânză, cum îi îngropau evreii, și pe față avea un ștergar. Și Domnul spune, dezlegați-l și lăsați-l să meargă.
Stimații mei, din textul ăsta biblic aș vrea să vorbesc pentru voi și pentru mine, conform și descoperirii care a fost în seara aceasta în mijlocul dumneavoastră, felul în care Dumnezeu lucrează cu noi la lucrările Lui cele mai deosebite. Cea mai mare minune pe care o poate trăi omul în viața aceasta este minunea învierii din păcat. E cea mai mare. Și lucrurile acestea se petrec constant, slăvit să fie Domnul. Din punct de vedere spiritual, toți suntem morți în păcatele și în greșalele pe care le moșteniserăm și de la părinții noștri și în starea aceasta de moarte spirituală avem un singur simț care funcționează. Ne spune Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 5 că cei morți vor auzi. Deci nu vor simți, nu vor vedea, ci doar vor auzi. De aia e importantă predicarea Evangheliei. Că celelalte simțuri la morți nu funcționează. La morții spirituali, nici celelalte simțuri în afară de auz. De aceea credința vine în urma auzirii. De aceea suntem chemați să predicăm. Doamne ajută! Că la morții spirituale funcționează doar auzul. Și când ei aud și ascultă, vin la viață. Lăudat să fie Domnul! Ori în domeniul acesta al învierii, al aducerii din păcat la viață, la neprihănire, la standardul după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu colaborează împreună cu noi, Dumnezeu lucrează împreună cu noi. Și textul ăsta biblic ne arată aceste principii al colaborării noastre cu Dumnezeu. Primul lucru pe care vreau să vi-l subliniez scurt așa, că Dumnezeu ne face onoarea să ne facă părtași la minunile sale. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos doar din priviri putea lua piatra aceea și o da la o parte. Sau îi putea spune piatră, fă-te o grămăjoară de nisip sau efectiv dispare. Și pur și simplu Domnul avea acces la Lazar. Pentru că Domnul nu dorea să-l învieze pe Lazar să umble bezmetic prin viu, dar mormânt, cu piatra pusă deasupra. Ci dorea ca învierea să se vadă după ce piatra e dată la o parte. De aceea lucrarea aceasta de înviere efectiv folosește pe oameni. Și spune, vreți să fiți părtași la o lucrare mare? Lucrați împreună cu mine, sunteți colaboratorii mei. Dați piatra la o parte. Doamne ajută! Amin. Totdeauna Dumnezeu caută ajutorul nostru. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele întregii lumi. Dar, iubiții mei, nu mântuiește pe nimeni forțat. Pe nimeni. Cu toate că sângele Lui poate ierta păcatele întregii omeniri. Cu toate că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Cu toate acestea, Dumnezeu nu mântuiește pe nimeni fără acordul Lui. Are nevoie de părtășia, de colaborarea, de tovărășia în lucrare în domeniul acesta. Trebuie să accepți că ești păcătos ca să ai parte de iertare. Dumnezeu să ne ajute. Câtă vreme lucrăm în colaborare cu Dumnezeu, putem vedea minunea Domnului în viața noastră. Câtă vreme noi nu recunoaștem, nu dorim să ne smerim, nu dorim să ne umilim, nu putem vedea puterea cea mare a lui Dumnezeu înviind, dând viață și eliberând. Pentru că Dumnezeu lucrează împreună cu noi. Lucrul acesta se vede și în alte domenii. Sunt familii în care păcatul și-a pus o amprentă deosebită, în care oamenii sunt robi. Ei ar dori să fie mai cinstiți, ei ar dori să nu fie robi adicțiilor, poftelor, dar nu pot. Pentru că sunt anumite păcate, nu numai care le-am dezvoltat noi, ci sunt păcate pe care le moștenim. Și spune că sângele lui Hristos ne izbăvește de felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăm de la părinți. De multe lucruri nici nu ești vinovat. Eu mai dau exemplul acesta câteodată. Dacă bunicul meu ar fi fost nervos, iute, te duceai la el să ceri o greblă, prima dată îți dădea o palmă cu falca, o roșie, stăteai lângă el și zicea, ce vrei măi până la urmă? O greblă, îți dădea greblă. Bun, tata, dacă s-a născut din bunicul care îi sărea mâinile ca cu arcuri așa, tata, tot la fel, iute, eu care sunt nepotul lor, căci se naște din pisică, șoareci mănâncă. La fel de iute, totdeauna dacă intru în biserică, am totdeauna dispus ceva, am idei, chiar dacă n-am vechime, dar am idei grozave și când nu s-a ascultat, fac scandal. De ce? Pentru că eu moștenesc niște lucruri, nu care le-am dezvoltat eu, le moștenesc de la bunicul, tata le-a îmbunătățit și eu sunt profesionist. Înțelegeți ideea? Ei, de lucrurile astea, nu scape așa un doi. Astea sunt lucruri pe care le ai pe stoc. Ori Dumnezeu vrea să te elibereze de astea. Dar dacă tu vrei, eu am întâlnit oameni care s-au pocăit nervoși. Când îi s-o spun, măi, pocăiește-te. Nu, domnule, așa-i neamul meu, așa rămân. Când îi s-au adus prima dată lui Michelangelo o bucată mare de marmură, ăștia au întrebat, au început a râde de el, ce faci cu bucatana asta de marmură, cu bolovanul ăsta de marmură? O să-l fac pe David. Și-a luat Michelangelo, a luat niște dăltițe și-a început a îndepărta surplusul. Și tot a îndepărtat, și tot a îndepărtat, până l-a scos pe David, statuia lui David, care este la Roma și admirat acolo. O dat-o cu șmir, el frumos așa, o lustruit-o și toată lumea admiră. Dar la început a fost un bolovan de marmură,
Când noi venim la pocăință, venim cu bolovanii noștri de nervi, de încăpățânare, de invidie, de răutate și vine Duhul Sfânt prin frați, prin surori, prin nevastă, prin soț, prin copii și începe a depărta surplusul din noi ca să ne facă nu asemănător lui David, ci asemănător lui Iisus Hristos. Doamne ajută! Îmi pare rău când văd la conferințe de familii, când se ridică cât un bărbat, așa spune, frate, sunt căsătorit de 30 de ani, de eu am rămas original ca la început, adică bolovan. Așa am rămas de la început. Și nevasta dă-și din cap, așa e, frate, e original. Ori, stimații mei, vreau să vă spun, pocăința include starea asta de lucru. Nu suntem perfecți, moștenim anumite stări, dar în cadrul bisericii Domnului apar oamenii cu deltițe, apar aia cu șmirghel mai pe final, dar apar să îndepărteze surplusul păcătos și apucăturile din viața noastră, să devenim oameni destoinici pentru orice lucrare bună. Am întâlnit oameni care nu și-au îndepărtat, n-au permis. Și până la sfârșitul vieții nervoși au fost. Și până la sfârșitul vieții încăpățânați au fost. Și până la sfârșitul vieții neserioși au fost. Promiteau un lucru și nu se puteau ține. O, așa-s eu. Bă, dar nu se poate îndrepta lucrul ăsta, că ai la dispoziție Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu se poate, ba da. Alții mai captivi ca ei, mai răi ca ei s-au îndreptat, el pentru că n-a vrut, că Dumnezeu colaborează împreună cu... Și dacă nu vrei, Dumnezeu nu te schimbă obligat. Rămâi bolovan, rămâi în starea aceea incipientă. De multe ori nu ești bun pentru lucrarea Domnului și ești și o piedică pe calea lui Dumnezeu. Ori primul principiu pe care vreau să vă subliniez este că Dumnezeu lucrează împreună cu noi. Există familii de oameni care moștenesc asemenea lucruri și Dumnezeu aduce într-o seară la evanghelizare un copil. Aduce o fată, aduce un băiat, aduce pe soț sau pe soție și spune: vreau să intru în familia ta, vreau să mântuiesc familia ta, vreau să vă eliberez de sub vicii și de sub patim, dar am nevoie de cineva care să lucreze împreună cu mine. Și de multe ori tot amânând colaborarea noastră cu Domnul, familia noastră se trece încetul cu încetul. Se trece încetul cu încetul, pentru că amânăm să spunem: Doamne, folosește-te de mine. Nu sunt cel mai perfect, dar așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu fii sprijin. O, mielule, eu vin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ăsta e primul principiu care funcționează în relația noastră. Dumnezeu lucrează în colaborare cu noi. Al doilea principiu este că Dumnezeu face doar lucrurile pe care noi nu putem să le facem. Pentru că nu uitați, când te întâlnești cu Dumnezeu, constați că El este Sfânt. Și singura ta reacție în fața celui ce este Sfânt este să-ți vezi păcătoșenia. Și rezultatul când îți vezi păcătoșenia este să te pocăiești. Toți. Știți că noi spunem: Doamne, nu vreau eu să mă pocăiesc. Dacă ai putea tot tu să te pocăiești, ar fi minunat. Știți de asta? Cam asta e ideea noastră. Tot Dumnezeu să o facă. Ar trebui în mod normal noi să ne smerim înaintea Domnului, să recunoaștem că suntem unul din cei peste 8 miliarde de locuitori și El e unul, sfânt, veșnic, viu și binecuvântat. Cerurile nu-L pot cuprinde și ar trebui să ne smerim. Dar noi venim cu ideea genială: n-ai putea tot tu să te smerești, Dumnezeule? Nu uitați, Dumnezeu a făcut totul. A avut un singur fiu de aceeași natură și esență cu El. Și la vremea potrivită a desplecat slava cerească, a lăsat străzile cele de aur străveziu, a lăsat miliardele de îngeri care îi se închină celui deopotrivă cu Tatăl și a coborât ca miela lui Dumnezeu între haitele de lupi a acestei lumi. S-a smerit atât de mult că a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Slăvit să fie numele! Dumnezeu a făcut totul ca fiecare dintre noi să fim salvați, dar niciodată Dumnezeu nu se va pocăi în locul tău. Niciodată Dumnezeu nu se va smeri în locul tău. Niciodată Dumnezeu nu va spune în locul tău: Doamne, iartă-mă, asta e datoria ta. Ori Dumnezeu lucrează, iubiții mei, ceea ce noi nu putem lucra. Dacă noi putem da piatra la o parte, nu o dă Dumnezeu. Ne așteaptă să transpirăm noi. Ne așteaptă să ne unim noi. Ne așteaptă noi să împingem piatra la o parte. Dar Dumnezeu nu va învia pe nimeni până nu dăm piatra la o parte. Pentru că ceea ce trebuie să facem noi, trebuie să o facem. Foarte multe comunități se gândesc la aspectul acesta. Doresc să rezolve relația aceasta. Însă de foarte multe ori întârziem lucrările lui Dumnezeu prin lipsa noastră de pocăință, prin lipsa noastră de recunoaștere, că toți greșim. Cel puțin Duhul Sfânt te luminează, recunosc unde am greșit, îndrept, încerc să îndrept pe cât posibil și cu Doamne ajută, mergem înainte. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al treilea lucru asupra căruia doresc să insist mai mult. Primul este: Dumnezeu ne onorează să fim colaboratori cu El la minunile și harul Său. În al doilea rând, Dumnezeu operează doar ceea ce omul nu poate.
În schimb, ce-i stă în putere omului, este datoria lui să facă. Al treilea lucru este ce trebuie să facă omul. Primul lucru pe care trebuie să-l facă omul este să dea piatra la o parte. Asta presupune a da piatra la o parte, un prim factor de care bisericile trebuie să țină cont și în descoperire a fost subliniat ceva de genul acesta. Echipuiți-vă dumneavoastră când Domnul Iisus a spus dați piatra la o parte, Marta și Maria s-ar fi dus primele să dea piatra la o parte totuși, chiar dacă mirosea greu. Pentru că știau că Domnul are un plan. Dar ce pot face două femei cu Dita mai Bolovanu, Pietroiu de acolo? Cert este că în Zun au fost mulți prieteni de ai lor care au pus mâna și au dat piatra la o parte. Acum închipuiți-vă dumneavoastră că în spatele pietrei nu este Lazar, este copilul tău, care miroase din cauza păcatului, care miroase a neascultare, care miroase a rebeliune, care miroase a diferite vicii pe care le dezvoltă în timp. Dai în spate acolo și tu vrei să dai piatra la o parte. Ba chiar există soți și soții uscați de post, care vor să dea piatra la o parte. Nu mai pot, efectiv, nu mai pot. De aia e importantă biserica, frații mei. De aia e important. Când copilul celui drag e în spatele pietrele respective și Hristos îl poate aduce la viață, e important să ai cine să te ajute să dai piatra la o parte. Câtă vreme faci grătare, ai o grămadă de prieteni. Câtă vreme duci bine, poți nici nu vii la adunare, chiar spui la și trebuie să mergi. Dar când ai pe cineva mort în păcat, pe care nu-l mai poți scoate de sub droguri, pe care nu-l mai poți scoate de sub adicții, pe care nu-l mai poți aduce acasă, cum dai piatra la o parte? Și dacă ai frați, te pot ajuta. Și acum închipuiți-vă dumneavoastră, aici nu stă numai de puterea unui om. Închipuiți-vă că eu mă duc acolo la piatra aceea și încerc să o dau la o parte. Dar eu mă străduiesc și nu pot. Spun fratele Liviu, încearcă și dumneavoastră, vine și fratele Liviu, păi nu pot nici eu. Bun, luăm unul mai solid ca noi. Vine și el, nu poate nici el. Dar dacă ne punem toți și punem mâinile pe piatră și unul numără, spunem 1, 2, 3 și am dat piatra la o parte. Slăvit să fie Domnul. Asta presupune unitate. Dar știți că unitatea câteodată nu se poate face? Tu când crezi că vine Domnul Iisus? Înainte din necaz? În timpul necazului sau după necaz? Păi eu cred că în timpul necazului. Ei, nu dau piatra la o parte cu tine. Stai liniștit, vezi de treaba ta, dar eu nu dau piatra la o parte. Lasă, te descurcă-te cu aia care, cheamă-i pe aia care cred ca și tine. Cum faci cina? Cu așa sau așa? Ei, pentru că faci cina diferit și timpul, nu pun mâna și uite așa ne zac morți acolo. Nu că Domnul nu are de gând să-i scoată de acolo. Ba da, trebuia să-i scoată ieri, nu azi. Dar noi nu ne-am putut uni, frații mei. N-am putut trece peste concepțiile noastre. N-am putut sta acolo pentru că aceste lucruri ne încurcă deja. Ori vreau să vă spun foarte clar, când poporul Domnului se unește pentru a scoate pe cel de acolo și împinge piatra și când vedem că oamenii vin la viață, ne putem bucura cu toții, slăvit să fie Domnul. Putem gândi lucrurile acestea, putem crește în ele. Că celelalte lucruri, spune Scriptura, Dumnezeu ne le va da. Mă uit în Sfânta Scriptură, în pasajul biblic pe care Pavel tocmai asta o spune și demonstrează lucrul acesta foarte frumos. Spunea el în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 15. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în proprivință sunteți de altă părere sau încredințare, spune Biblia aici, Dumnezeu vă va... Ei, dar până luminează Dumnezeu, eu știu cu mine Dumnezeu a avut răbdare câteodată zeci de ani să mă luminez într-un lucru. A avut răbdare cu mine ca să pot crește în domeniul, să-i pot asimila și pe ceilalți. A avut răbdare. Dar eu n-am răbdare cu altul. Eu în trei zile îi bag neonul ochi, îl orbesc complet, trebuie să creadă ca mine, neapărat. Or, frații mei, când Dumnezeu a avut răbdare cu mine, nu se cade și eu să am răbdare cu toți ceilalți? Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, ne putem uni fraților să dăm piatra la o parte? Să ajute Domnul. În restul, frate, dacă crezi altfel în alte domenii, nu în direcția păcatului, am credință, Dumnezeu vă va lumina și mă va lumina și pe mine, poate. Dar momentan e cazul să dăm piatra la o parte. Să ne ajute, Domnul. Ăsta e primul lucru care trebuie să-l facem, frații mei, al unității. Și de multe ori lucruri minore ne împiedică pentru a avea unitate, ca unitatea aceea să arate. De multe ori există comunități care au asemenea copii, care au asemenea persoane, care sunt morți în mormintele lor, să morți în păcatele și în fără de legile lor, să morți departe de fața lui Dumnezeu și pentru că nu ne putem uni, vopsim frumos cu var, piatra, mai punem niște coroane și spunem, aici odihnești, lasă-l să te ia. Că noi nu putem să ne unim deocamdată, frate. Ori, frații mei, nu trebuie daruri speciale să te unești pentru a da piatra la o parte. Nu trebuie să cânți frumos, că mortul nu are nevoie de cântarea ta. Nu trebuie să trebuie să te unești cu ceilalți și să dai piatra la o parte. Doamne ajută! Am vizitat un continent și în continentul ăla am întâlnit acolo un frate slujitor care avea vreo 16 copii și 15 dintre ei
au venit la credință, au fost înviați la viață. Dar unul dintre ei, al 16-lea, s-a luat cu colegii de școală, s-a luat cu prietenii, a început să bea, să fumeze, a mai început să tragă droguri, să folosească droguri, a fost surprins cu droguri la el și când l-a prins ăștia, l-a închis, l-a trimis la pușcărie. Când ne-am ajuns în zona respectivă, se făcea un cer de rugăciuni, eram să ridica fratele slujitor și spunea fraților, vă rog frumos, vă rugați pentru toți bolnavi, rugați-vă și pentru copilul meu. Și spunea numele lui, el acum este la pușcărie, vă rugați-vă ca Dumnezeu să-l cerceteze acolo. Când s-au făcut convenții, la vreo două convenții a fost acolo, când s-anunțau bolnavi, erau mii de oameni acolo prezenți, când s-anunțau bolnavi, se ridica și slujitorul, vă rog frumos pentru George al meu. Vă rog frumos, știți, George al meu e în pușcărie, e așa, vă rugați, rugați-vă. Și ei lasă frați păstorii, spunea, băi frate, băi frate, tu ai 16, 15 sa credință. Dar unul nu-i, trece la eroare, trece, s-o pierdut, gata, asta e la pierdere, ce să discutăm, e la pierdere. Băi, că eu am unul și ăla nu-i, nu-i aici, mă vezi pe mine că fac atâta gălăgie? Îi spuneam alții, se ridica înapoi fratele, zice, măi, fraților, și ăla al 16-lea tot al meu. Vă rog frumos, cine vrea să dea piatra la o parte cu mine să mă ajute? Frații mei, eu am plecat de acolo, n-am mai fost. George a fost cercetat de Duhul Domnului în pușcărie, a ieșit afară, s-a botezat, s-a pocăit, s-a căsătorit și actualmente este lucrător în ogorul Evangheliei, slăvit să fie Domnul. Ceilalți încă așteaptă, băi, poate tata și cu frații sunez de ei piatra și spise mine la o parte. Pentru că nici, băi, ăsta e a nostru, lasă, e mortul nostru. Îl avem, punem ghirlande de flori frumos acolo, spunem aici, în zonă, e sigur aici, în poziția asta nu mai pleacă nicăieri. Frații mei, nu e ok. Cred că ar trebui, orice situație pe care o considerăm, să chemăm ajutorul fraților, să dăm piatra la o parte. Și după ce am dat piatra la o parte, când Iisus spune Maria, Ioane, Ioana, vină la viață, Doamne, iese legat afară, dar iese, e viu, slăvit să fie Domnul. Ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l facem, să dăm piatra la o parte, care presupune unitate. Al doilea lucru este să dăm piedicile din calea uzului celui care este mort. Pentru că el aude, aude glasul lui Dumnezeu. Știți că piatra aia poate bloca auzul? Foarte mulți credincioși la momentul actual fac reclamă sau se laudă cu anumite lucruri. Și nu-i rău să se laude. Dar câteodată lauda nu-i bună. Însă Biblia vine și ne spune să ne facem reclamă într-un anumit fel. Dar să cunoască toți. Blândețea voastră să fie cunoscută de câți? Bă, dar-i cunoști numai din piatra aia. Băi, vreau și eu aia din Suceava să o cunosc. Băi, vreau și eu aia din... Unii nu mai cunosc. Vreau peste toți să cunoască blândețea. Să ne ajute Dumnezeu. Fă-ți reclamă la blândețe cât se cuprinde. Pentru că lucrul acesta îl ajută pe oricare om să audă glasul Domnului. Când te vede blând, smerit, cum spunea Domnul Iisus, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu? Învățați. Lucrul ăsta îți face cale deschisă către zona respectivă. Mai există un lucru care ne ajută pe noi să dăm piatra la o parte, și anume faptele vizibile. Există fapte pe care Biblia ne îndeamnă să nu știe stânga ce face dreapta. Dar există fapte comune ale bisericii care trebuie să se vadă, trebuie să se observe. Spune Sfânta Scriptură într-un text biblic pe care eu vi-l prezint doar, din 1 Petru, capitolul 2, versetul 12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua, dar faptele alea să văd sau nu? Da, frații mei, da, se văd. Să presupunem, eu am văzut situații de genul ăsta, cât din nefericire la o familie cu 6 copii, nu-i neapărat să fie din mediul evanghelic, a fost din mediul ortodox sau catolic, într-o anumită localitate, i-au luat foc casa, în miez de iarnă. Au venit pompierii și când vin pompierii, când udă cu apă, trebuie, ai treabă peste tot. O stâns focul, e adevărat, o trebuie să iasă ăștia din casă cu 6 copii, s-au dus pe la neamuri, pe la vecini, și dintr-o dată satul s-a uitat, primăria se gândea cum ajutăm. Bineînțeles că există posibilitatea ca eu să dau vreo 2 bârne, altul să dea vreo 2 calaburi, altul să dea o coală de tablă. Dar ce poate face omul ăla cu 2 așa? Dar dintr-o dată am văzut în comunitățile respective biserici, sau biserica Domnului, de frații noștri, care nu erau grozavi, nu era mare. Și o să mai facem, la omul ăsta, eu azi casă. Noi la anul vrem să ne schimbăm mașina în vara asta. Unii dintre noi vrem să mergem în concediu, nu știu unde, să ne vizităm copiii. Alții vrem să facem altceva. Dar omul ăsta, acum e frig la omul ăsta. Văd că frații lui trec pe drum și întreabă, băi, ești în acasă pe el. Dar nu pune nimeni număr. N-ați vrea să facem, să ajutăm? Și dintr-o dată, ca un singur om, biserica aia s-a ridicat, a făcut o colectă. Tinerii din biserică, pe lângă faptul că cântă frumos, au plecat și au început a face curat la casa respectivă. Au cerut acceptul, au început să scoată moluzul, țănușa,
Terizia, tot ce era acolo, a început să strângă tot. Din spate au venit frații, surorile. O spun, măi, dacă voi munciți acolo, trebuie să mâncați. Pregătim cel puțin două mese. Și dintr-o dată au început surorile să strângă, să pregătească mese. Vecin care au mai putut, au mai venit și el o oră, două. Dar ăștia erau baza. În trei săptămâni de zile, i-au pus acoperișul înapoi, i-au zugrăvit casa și au intrat în locuința respectivă. Du-te acum în localitatea și spune-le așa, băi, pocăiți, ăștia sunt niște afașeriși, băi. Pocăiți, ăștia sunt niște bandiți, încearcă să te fenteze. Cu orice om vine și îți spune, băi, taci din gură. Noi am văzut zilele astea sub privirile noastre. Banii pe care trebuia să ia și să schimbi mașinile, mobila din bucătărie, să meargă la copii. I-au cheltuit pe unul de-a nostru, măi, și ăla nici nu merge la ei la adunare. Nu mai vorbi așa. Pentru că ai dat piatra la o parte. Evanghelia pătrunde urgent, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, știți cât e important lucrul ăsta? Eu dumneavoastră știți din experiență că atunci când lăsați de la voi, Dumnezeu vă mulțește binecuvântarea și vă dă mai mult decât vă puteți voi gândi. Pentru că El face lucrul ăsta. Dar e de datoria noastră să dăm piatra la o parte. Doamne ajută! Ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l facem. Al doilea lucru care trebuie să-l facă biserica, după ce omul e viu, că e viu, trebuie să-l hrănească. Mai există o înviere pe care Domnul Iisus Hristos o face și ea o găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 8. Și o să vă citesc numai ce spune Domnul Iisus privitor la fica lui Iair pe care a înviat-o. Cuvântul Domnului îi spune Luca, capitolul 8, versetul 55. Și Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Un om viu mănâncă. Dacă te-a înviat Iisus Hristos, vei dori să mănânci spiritual. Vei dori Biblie, vei dori rugăciune și vei dori părtășie. Doamne ajută! E adevărat că dorești slujire, dar e cam de vreme pentru asta. Dar vei dori să faci toate lucrurile acestea. Să slujești Domnului în domeniile acestea. De ce? Pentru că ăsta este lucrul oricărui copil. Când noi ne-am născut în familia părinților noștri, ne-am născut copii, prunci. Toți am vrea să se nască copiii noștri să aibă măcar 20 de ani. Să-i trimitem la muncă să ne mai ajute și pe noi. Nu-i așa? Dar nu se nasc așa. Până la 20 de ani este treabă. Este foarte multă treabă. Spiritual e la fel, frații mei. Îmi aduc aminte că trecea un autocar cu excursioniști din Franța, din Suedia, din așa trecea printr-o localitate, niște pe munții Apuseni, unde rămânsese pustiu, și acolo niște bătrâni erau cu capul printre zăbreli la gardă, așa, suitau așa, s-a coborât ghidul și ăștia întrebau, în satul ăsta vostru s-a născut vreodată vreun om mare? Și bătrânul și gubăț, așa cum stăți bătrânii, sus, nu, la noi care s-au născut, toți au fost mici prima dată. Și ăsta e adevărul. Ceilalți s-au referit, s-au născut vreo celebritate? S-au... Nu, nu, și celebrității la început sunt niște pruncușori mici, atâta tot. De aici pleacă viața. Nu contează ce va fi mai târziu. Când ne naștem în familia lui Dumnezeu, când suntem înviați la viață de Hristos, noi suntem prunci în Hristos. Știți cu ce compară Pavel pe prunci în Hristos? Că noi spunem așa de drăgălași frații care vin la credință. Da, dar sunt anumite lucruri pe care trebuie să le știți. Spune Sfânta Scriptură în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 1, Pavel spune așa. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în... Cum adică, egal? Da. De foarte multe ori nu ținem cont de aspectul ăsta. Observ oameni cu 20 de ani de pocăință care comentează la adresa unuia care de 3 zile la pocăință, bă, ăsta se enervează, nu-i bun așa să te enervezi. Băi, frate, dar tu ai 20 de ani și te enervezi. Cum e cerul ăsta să nu se enerveze când tu ai 20 de ani, tot te enervezi? E cerul ăla să fii mai credincios ca tine? De ce, frații mei? Pentru că atunci când vii la credință, te-ai născut în familia lui Dumnezeu, tu încă ai anumite stări care vin din urmă, de care te ajută frații să îndepărtezi surplusul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Folosesc termenul de puțin mai înainte. În Biblie veți vedea trei vârste spirituale, în mod special, toate că pot găsi și patru. Dar Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii, subliniază că există trei vârste spirituale. Copilaș, tineri și părinți. Niciodată părinților și tinerilor nu li se spune să aibă grijă dacă cumva au mai căzut. Ci li se spune copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă vreunul din copilași a păcătuit, avem la tatăl un mijlocitor. Ce înseamnă asta? Una dintre cea mai grea etape ale vieții unui copilaș este să meargă. Nimeni nu poate spune, frate, eu când am început să merg, am început să bag pas de defilare din prima. Nu! La început, mama a spus, hai, vină la mine și dacă nu a fost atent, ai făcut primul cucui în viață. Dar la început, tot vii, începi, lângă scaun, mai cazi, mai cu tare, mai așa, dar nimeni, niciun părinte nu spune, băi, am 3 zile de când mă chinui, că el nu merge, cred că nu le are. Nu, insist asupra lui până ajunge să meargă. Credeți că spiritual e altfel? De aceea copilașilor care vor să facă,
Vor să nu se mai enerveze, vor să țăie de cuvânt, vor să câteodată anumite lucruri așa, le spune Biblia, știu că sunteți finuți, știu că la un moment dat, dar dacă cumva ați căzut pe lângă masă, pe lângă scaun, în procesul ăsta de a învăța, avem la Tatăl un mijlocitor, care e jertfa de ispășire, nu numai pentru voi, ci pentru întregii lumi. Slăviți să fie Domnul! Circul în anumite biserici și mă uit ca și la dumneavoastră, aici sunt ordine lucruri, dar sunt biserici unde au boxe, microfoanele puse și când urmează predica, le lasă toate așa. Și apoi un frate de aici își trimite băiețelul de 2 ani la mama, la soția lui, la mama băiețelul, partea aceea. Băiețelul se duce la mama, nici nu se uite că-s capul pe jos. Când cade jos cu capul de mochetă, să vezi spectacol. Să vezi cum începe a plânge și dacă nu vine cineva să le ia urla acolo, totul termină. De ce? Pentru că a căzut, s-a lovit și stă acolo. Bun, în aceea seară, pe acolo trece un băiat care are 14 ani. Se duce să ducă microfonul la cineva care se roagă. Se împiedică de așa la șcablu, cade jos. Cât credeți că stă? Nici nu-ți dai seama că nu-i dispărut de acolo. Care e diferența? De vârstă? De vârstă? Dar de ce nu stea și ăsta de 14 ani să fac gălăgie, vă leu și m-am lovit? Nu! În zona în care locuim noi, când lucram înainte de Revoluție, știu că ne adunam într-o stație, într-o vale și era apoi un deal care mergea spre zonele respective, Dumbrăveni, Prelip, Casalcea, poate nu cunoaște zonele, poate fratele le știe, dar noi ne adunam în stația aia. De obicei se adunau muncitori cât 3 autobuze, dar venea numai unul. De aia atunci eram și mii buni la rugby din Europa. Rămâneau în urmă nasturi, agrafe, fiecare se urca. Fiecare avea treabă. După care rămâneau de 2 autobuze, rămâneau jos. Înainte de a veni autobuzul, în schimb, băieții din zona respectivă, știind că în Plopeni erau fete frumoase și cu minți, și-au luat biciclete Ucraina, așa se chemau, și veneau de acolo, de pe dealul ăla, veneau să coboare în valea asta. Când ajungeau aproape în vale, luau mâinile de pe coarnele bicicletelor, le puneau la spate și un stol de 40-50 de biciclete Ucraina cu băieți treceau ca într-o defilare, așa. Păi noi nu ne deranja, dacă vedem că fetele noastre se uită după ei. Am zis, cât poate continua jicnirea asta? Și unul dintre noi a zis că lasă că rezolve o problemă. O luat o mână de greblure, s-a dus puțin, nu departe, ca să nu se vadă, și-a aruncat-o pe asfalt. Băieții, ca în celelalte zile, din nou au venit, au luat mâinile pe coarnele bicicletelor și la bicicletă e destul doar o petricică mică să schimbe direcția la 1, că după aceea spectacolul e asigurat. Și așa a fost în dimineața aia. Spectacolul a fost asigurat. Știți ce m-a mirat pe mine atunci? N-a rămas unul jos. Am văzut că sunt doi coarne la bicicletă, sunt cu tare. Toți parcă erau în turul ciclist al Franței. Plecau de pe loc, din urmă. Băi, dar nu rămâne sur, spune, mă doare genunchiul. De ce? Tinerii nu fac niciodată asta. Chiar dacă cad, s-au ridicat imediat și au plecat. Copiilor le place să rămână în zona respectivă. Ba chiar să cred victime spirituale, frate, trebuie să ai răbdare cu cel slab. Eu de 20 de ani stau în zona asta. Trebuie să ai răbdare cu cel slab. Ori Biblia vine și spune, de asta Dumnezeu a așezat în biserică apostoli, proroci, învățători, să creștem la statura prietății lui Hristos, să nu mai fim copii. Că copiii are jucăria lui. Sunt copilași care înainte de doarme are un fel de pestelcuț, așa, un fel de material, stă tot. Dacă e luat aia, nu mai doarme. Dacă nu l-ai votat în comitet, e terminat. Dacă nu-l pui la cântare, gata. Ei luat jucăria, nu se mai poate. De ce? Pentru că el e copilaș. Încă este copilaș. Ori omul mare nu se uită la lucrurile astea. Acum, dacă ai un copilaș și știi că atunci când va ajunge tânăr, se va ridica singur, nu va mai cădea, că tinerii nu cad de obicei. Mergi lângă un copilaș de 2 ani și începi să faci galerie. Hai, crești, 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 că tu ești al lui tata, crești. Facem galerie, în numele lui Iisus, crești, crești, crești. Frații mei, crește careva așa? Nu, dă-i de mâncare, îngrijește de el și încetul crește. Doamne ajută, în poporul Domnului la fel. De ce lipsești joia seara la biserică? Că se dă hrană. Te miri că nu pricepi anumite lucruri? Te miri că nu te folosești Dumnezeu? Dar unii ești la slujbele când ți se dă laptele duhovnicesc și curat? Unii ești când Dumnezeu îți vorbește? Unii ești când Dumnezeu vrea să te ajute să crești? Să devii destoinic? Să nu mai cazi? Unde ești? Că primul lucru pe care trebuie să-l facă biserica pentru prunci spiritual este să-i dea să mănânce. Și asta fac în continuu. Că-i sala plină sau s-aude ecou. Frații predică, frații mei. Frații predică. Tinerii cântă, lucrarea se face, dar tu nu ești aici și nu crești. Și nu te mira că anumite lucruri te biruiesc la momentul actual. Nu te mira că te împiedici de tot felul de cabluri și plângi toată ziua, pentru că n-ai crescut un om care este crescut. Uitați ce spune apostolul aici, foarte frumos, frații mei. Apostolul Ioan spune în 1-a epistolă către Ioan, capitolul 2, cu versetul 14, în felul următor. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor,
fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel de la copil, uite unde a ajuns, de la un copil care tot stă să cadă, la unul care biruiește pe cel rău. De ce? A mâncat și a crescut. Să ne ajute Dumnezeu. Folosește fiecare prilej să mănânci și să crești. Că într-o zi vei putea duce poveri. Într-o zi Dumnezeu te va trimite să lucrezi ceva. Pe copii nu-i poți trimite la muncă. Chiar dacă vor. Chiar dacă vor. Băiatul meu mă vedea pe mine barberindu-mi înainte cu briciu. L-asculteam pe curea așa și pe aia mă barberiam așa. Și a zis, tata, îmi dai voie? Și mi-a zis, băi, dar tu n-ai nici puf măcar. Da, dar când aș fi un mare să mă antrenez. Credeți mea că i-am dat briciu să antreneze eu la 7 ani? Dar de ce, e rău? E rău că nu i-am dat briciu, nu-i așa? Nu. Pentru protecția lui nu-i vremea. Acum îl dau. De ce? Pentru că există o vreme pentru lucrurile acestea. De aceea, stimații mei, trebuie să fim atenți că câtă vreme suntem copii, noi cerem daruri mari de vindecare. Dar Dumnezeu întreabă, de ce n-ai fost să te hrănești să crești, măi? Pentru că există o vârstă la care poți purta anumite lucruri. Există o vârstă când ți se dă carnet de șofer. Eu știu că tu ești bun și la 10 ani. Te crezi bun. Eu știu, dar există o vârstă când ți se aprobă asta. De ce n-ai crescut ca să poți purta lucrarea asta? Cred că am fost suficient de explicit în domeniul ăsta ca fiecare să facem ce aici trebuie. Doamne ajută! Al treilea aspect pe care trebuie să-l facă biserica, primul, să dea pe altă la o parte, prin unitate și prin a cere de la Domnul călăuzire să fim o lumină. Al doilea lucru este să hrănim și al treilea este să dezlegăm. Uitați-vă că aici Lazar a ieșit afară cu mâinile și picioarele legate. Aș vrea să vă prezint puțin așa cum își înmormântau evreii oamenii. Spune Sfânta Scriptură că a ieșit legat cu fâșii de... Evreii aveau fâșii de pânză așa de 10 sau 15 centimetri, albă, și o făceau așa pe mâna dreaptă, pe mâna stângă, pe piciorul drept, pe piciorul stâng, pe abdomen, până sus, iar sus puneau un ștergat. Cam asta era tot. Dacă mai turna miresme și miruri peste tot sistemul ăsta de înfășurare, miresmele împreună cu pânzele devineau un fel de carcasă pentru trupul care se mumifica interior. Acum, ca să poți să scoți un om din înfășurarea asta, trebuie să desfășori, să dezlegi. Spune Sfânta Scriptură, când au mers la mormântul Domnului Iisus, ne arată Scriptura că au văzut la fel niște fâșii. Și eu o să vă citesc pasajul ăsta care e foarte frumos și totodată foarte interesant, care arată un lucru deosebit în ceea ce privește învățătura Sfintelor Scripturii. Și cuvântul Domnului ne vorbește de lucrul acesta într-un mod frumos. Și anume, spune Sfânta Scriptură, sper să găsesc cât mai repede din sfârșiile astea, da, Ioan capitolul 20, versetul 6. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el și a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Atenție, fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el. A văzut și a? Ce a văzut și ce a crezut? Dacă cineva trebuia să fure trupul lui Iisus, trebuia să-l fure cu tot cu fâșii. Dacă cineva vrea să-l fure fără fâșii, ce trebuia să fac cu fâșiile? Să le desfășoare. Dar fiindcă Iisus a înviat, nu a mai trebuit desfășurate fâșiile, ci Iisus a ieșit dintre fâșii fără să le desfășoare. Asta a văzut ucenicul și a crezut că Iisus a înviat, slăvit să-i fie numele. Credință care niciodată nu s-a mai întors. Pentru că el și-a dat seama ce a văzut acolo, care a fost completată și cu arătarea lui Iisus Hristos. Ei, așa e Lazar, ies afară cu toate alea pe el. Ori, frații mei, când Dumnezeu învie pe cineva, el vrea să cânte. El vrea să slujească, el vrea să postească, el vrea să fie bun, el vrea să dăruiască, dar constată că nu poate. Constată că e legat. Constată că anumite lucruri nu lasă să alerge. Constată că vrea să facă, dar mâinile sunt legate. Și nu spunem noi, Doamne, Tu care l-ai înviat pe ăsta, trimite o ploaie așa de puternică să iarde toate legăturile lor. Nu, Domnul spune, dezlegați-l. E treaba voastră. Faptul că avem biserici de oameni care circulă cu viteză printre noi, nu-i vina lui Dumnezeu. Mergem în reluare, nu-i vina lui Dumnezeu. E vina noastră că nu-i dezlegăm pe oameni să lucreze la potențialul lor. Și mulți dintre ei sunt legați. Unii dintre cei care vin la pocăință sunt legați de vechea muzică. Îi vezi că el aude cântare corală. De-aia dă eu puțin așa numai o muzică pe lăutărească, pe manele. Dintr-o asta se înviorează. Spune că el începe să fie cercetat. Stai și te gândești de ce? Pentru că el e legat de vechea muzică.
de care foarte mulți frați eu și-au adopt în zona asta. Noi ar trebui să fim dezlegați de vechile prietenii, de vechiul stil, de vechea muzică. De aia există în biserică legătură frățească. De aia. Ori eu când lipsesc joi seara, duminică dimineață, vin numai la seral, seara, când vine fratele păstor în mașină, am schimbat registru. Imediat punem frații groza scânte. Dar până atunci l-am auzit numai pe Guță sau pe cine știe cine. Pentru că toate astea sunt acolo. Sunt acolo. Noi nu, pentru că noi suntem încă legați și nu ne dăm seama că nu suntem eficienți înaintea Domnului din cauza faptului că nu avem ceea ce trebuiește. Nu avem. Imediat o dăm. Mi-aduc și acum aminte, am coborât undeva pe un aeroport din Italia și a venit un frate la mine să mă ia de pe aeroport. Și m-au luat, pacea Domnului, frate, pacea Domnului. Bun, ne-am suit în mașină și când mergeam noi pe drum așa, îl sună cineva, un prieten de-a lui îl sună. Și ăsta avea telefonul dat pe speaker acolo, trebuia să anunțe. Și ăla întreabă, ce faci, băi, barabulă? Îi spune lui ăsta, nu, frate, barabulă, îi spune, ce faci? Tu știi ca seara când jucam noi fotbal, mi-ai tras una la picioare, băi, mai o lojit, băi. Când te prind data viitoare să vezi ceva, ce faci, băi? Îl întreabă și ăsta îi spune, îți cu fratele Virgil mergem acum la o biserică, s-o lăsat tăcere și celălalt, așa Domnului, frate Virgil. O schimba registru doar. El l-avea acolo, dar l-a schimbat rapid. Ei, foarte mulți au registri de genul ăsta, foarte mulți. Și de lucrurile astea scap doar în părtășia cu frații. Vii aici și începi să vorbești cum trebuie. Și încetul cu încetul binecuvintezi. Și încetul cu încetul spui slăvit să fie Domnul. Și încetul cu încetul ce mai faci, frate? Că celelalte încep să fie dezlegate și date jos de pe tine. Dar dacă nu, rămâi așa. Rămâi așa. Mai există un lucru care leagă. Banul. Știți că valoarea lumii este banul, mamona. Ăsta e valoarea lumii. După asta sunt evaluați oamenii. Nu după meserie. Ce salar ai? Și dacă ai salar mare, ce contează că e doctor, academician și cu tare, are o grămadă de diplome și de școli, să facă. Ăsta are bani mai mulți ca celălalt. Cu banii faci și tot ce vrea el. Și de aceea oamenii aleargă după bani, chiar necinstiți, dar să-i aibă. Pentru că banul îi dă valoare, nu el. Ori lumea este legată de bani. Aș vrea să vă spun, în biserică intră oameni legați de aceste sisteme. Poți vorbi de ei, de daruri, de descoperiri, cât vrei. Poți vorbi de vorbirea în limbi, chiar e foarte pregătit. Poți vorbi de proroșia din seara asta, o diseacă la mânânt. Când îi spui fraților, trebuie să facem o colectă substanțială pentru biserică. La muncă toți, nu trebuie. Până la bani. Restul n-am. Vorbim de vorbire în limbi, de venirea Domnului. Da, de banii mei nu vă atingeți. Banii sunt ai mei. Restul fășeți rost de unde vreți voi. Că eu și eu cu greu i-am făcut rost. Ca atare, nu vă legați de banii mei. Oamenii aceștia vor fi, am văzut mulți dintre ei chiar sunt contra colectelor în biserică. El enervează când unul bagă mâna în buzunar și pune, ar vrea măcar să știe și pune. Și el ar pune, dar lua și rest. Deci ar pune ceva. Dar îi pare rău că nu se mai poate. Că înainte știți că se punea și se lua și rest. Câteodată restul era mai mult decât ceea ce punea. Că era afacerea în domeniul ăsta. Dar restul erau pe acolo. Legăturile lor erau banii. Ori când Domnul Iisus Hristos vine și tratează problema aceasta, o tratează foarte tranșant. Spune Sfânta Scriptură în Matei, în capitolul 6, la versetul 24, foarte important. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va se socoti pe celălalt. Și atenție ce spune Domnul, nu puteți sluji lui Dumnezeu și pune în antiteză la Dumnezeu, nu pe satana, că toți fugim de satan, că toți îi spunem piei satană, dispar, în numele lui Iisus te mustru satană, pleacă din casa mea, dar mamona să vii, că banii buzunarele zboare, nu? Să vii! Frate, e vorba de făcut ceva, chiar dacă lipsăm de la adunare, dar nu iese. Chiar dacă celălalt plânge, dar noi câștigăm. Ăsta este mamona. Și foarte mulți încă sunt legați de mamona. Ori nu pot sluji lui Dumnezeu și lui mamona. Ori când suntem înviați prin Hristos, avem asemenea legături. Dar nici ea dintre noi a lucrat în ogorul Domnului, a scoate banii din buzunar, te aduce să fii la un moment dat o bancă, că nici nu te mai interesează ce ai în buzunar, interesează unde trebuie să dai. Pentru că Dumnezeu oricum îți dă, atâta ești de bazat că Dumnezeu îți dă, pentru că nici nu te interesează. Vrei numai să cheltuiești banii acolo unde vrea Domnul. Și Dumnezeu te face o bancă umblătoare prin lumea aceasta, în care, prin sisteme nevăzute, intră în buzunarul tău, ca în Marea Galilei, ca să curgă mai apoi spre alții. Slăvit să fie Domnul! Ori, foarte mulți sunt legați în domeniul acesta. Și când intră în biserică, au diferite legături. Este de datoria bisericii să-i dezlege. Frații mei, e foarte frumos când în biserică trăim lucrurile astea. Vedeți dumneavoastră, în ultimul timp noi am oficializat cumva, sau am dus la profesioniști nivelul de mărturisire a păcatelor. Însă biserica primară nu era așa. Biserica primară practica ceea ce spunea Apostolul Iacov. Mărturisiți-vă unii altora. Simplu. Când intri în biserică, ești viu, iubești rugăciune, iubești părtășia, vrei să fii la elim aici. Dar frații mei,
Știți care e problema? Spun eu, de exemplu. Bunicul meu a fost un mare hoț. Tata și el fura. Eu nu așa mult ca ei, dar dacă intru la tine în casă, fără un pix, nu plec. Se numește cleptomanie. Cleptomanie. Dacă intru în atelier la tine, fain repart o mașină, de eu am plecat și am puțin copiuliță. Pentru că nu pot să mă duc acasă fără nimic. Nu pot să-mi legat de chestia asta. Și atenție, nu vreau. Nu vreau. Ei, când eu intru în biserică și sunt botezat, spun, frate, eu am mâncărim la deiști. Dacă îmi dați bani, greu vine îi dau înapoi. Dacă nu sunteți atenți și lăsați pormoneile și telefoanele așa de ispitit, ca atare eu vin simplu și spun, frații mei, eu n-am treabă cu băutura, eu n-am treabă să mă uit la femeia altuia, eu am treabă că nu sunt serios și sensibil la bani și mai ales vreau să fur. V-aș ruga, ajutați-mă. Și aș vrea să vă spun că unul dintre lucrurile, poate în anumite domenii există invidie, poate în anumite domenii există gelozie. Dacă în cineva din biserica din Elim se ridică și spune, frații mei, eu chiar vreau să mă pocăiesc, vă rog frumos să mă ajutați, dacă vedeți ceva, spuneți-mi. Și la 12 noapte te sună, frate. Te ajută în continuu. Până efectiv curăți ce-i surplus la tine, te ajută. Dar de frică să nu fim ajutați, nu-i anunțăm pe nimeni. Lasă că ne descurcăm noi cum putem. În biserica primară așa era. Veneau ăsta și spuneau, uite, și frații veneau și spuneau, frate, săptămâna asta ai fost pe la vreun atelier ceva? Da, am fost și mi-a reparat mașina. Și cu ce te alegi de acolo? Am niște șurubele, sunt niște nimic. Nu, mergem și îi dăm înapoi. Mergem și dăm. Tata, omul ăla așa a spus că vrea să le arunce. Lasă, le arunci și el, nu le arunca tu. Mergem înapoi și ducem șurubele acolo. Bun, următoarea săptămână la fel. Știi că peste 3 ani de zile când vii acolo găsești un om care nu mai ia de la nimeni, ba din contră muncește cu mâinile lui ca să dea altora? Pentru că frații l-au ajutat să se dezlege. Cum credeți că e cu nervii? Nu-i tot la fel? Cum credeți că e cu băutura? Nu-i tot la fel? Dar pentru că ținem secret, stăm vicioși și legați de un picior și vrem să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte și ne mirăm că nu ne iese. Că suntem legați de anumite lucruri. Și atenție, nu noi suntem vinovați, le-am moștenit de undeva. Am fost fentați, am fost păcăliți de anumite stări. Ori biserica e locul, frate, uite, asta e situația mea, vă rog, vegheați. Nu trebuie să spui la toată adunarea să-i dai idei și la ceilalți. Dar sunt frați în biserică, ajutați-mă în domeniu. Te întreabă cineva. Mărturisirea păcatelor nu-i să-i spui lui Dumnezeu lucru care nu le știe. Dumnezeu le știe. Mărturisirea păcatelor are sens să spui unui duhovnic ca să te verifice dacă lucrul ăla l-ai mai făcut sau nu. Pentru că nu-i mărturisirea, nu e eliberarea de păcate ca să ai tu timp să mai faci o grămadă mare. Nu! Că aia nu duce niciodată la pocăință. Mărturisirea păcatelor este recunoașterea slăbiciunii tale ca cu ajutorul Domnului să te îndrepți și să crești spre mântuire. Doamne ajută! Dacă nu folosești pârghiile astea, Dumnezeu are metodele Lui pe care le folosește câteodată. Și vreau să închei mesajul meu cu acest exemplu pe care l-am din comunitatea noastră. În comunitatea noastră a trăit un frate care avea moară, avea pământuri, avea foarte multe. Câteodată după ce l-a înviat Domnul Iisus Hristos, a mai rămas legat. Se vedea după el că a mai rămas legat. Frații îi spuneau, frate, nu mai lipsi de la adunare ca să vezi dacă ții și cartofi. Nu mai ieși de la adunare să vezi dacă greu un colțit. Stai și cântă cu noi și după adunare tot același greu. Ogorul nu pleacă de acolo. Nu, eu trebuie să mă duc în timpul ăsta. El spunea că a avut și o ispită odată. S-a dus toamna să vadă cartofii lui care erau de cules. Și au găsit niște oameni lucrau pe ogorul lui. Dacă stătea la adunare. Nu avea probleme. Dar i-au găsit pe ăștia lucrau la ogorul lui. Și au dat, Doamne ajută, și a zis, mulțumim. Și l-a întrebat, dar cine v-a pus să culegiți aici? Păi nu am venit noi aici. Știu că ați venit voi, că e pământul meu și eu nu v-am trimis aici. Și aia și-o dat seama cine ești, neacostică, matale, da, și-mi povestea el la un moment dat, eu sunt, și care și-ați făcut, ce ați făcut aici? Păi am cules niște sari, cartofi, noi n-avem cu tare, bun, eu sunt pocăit, nu vă pot pedepse, dacă vă plac așa tare cartofii, ia să mâncați unul, care e șeful vostru, mănâncă un cartof. O să da crud, o să vrei să vi-l fierb aici, o să e singurul lucru care l-a putut eu să face față de ei așa. A venit înapoi. Dar în continuu îi plăcea să, când mergea un frate la el să discute. Frate, Biblia spune, frate, făina să vinde anul cu ăsta, cu atâta. Câștigăm atâta, punem atâta, facem atâta. La un moment dat omul ăsta s-a îmbolnăvit. S-a dus la Suceava, la Suceava medici a spus, trebuie să mergi neapărat la Cluj, că e o problemă cu dumneata. S-a dus la Cluj, a descoperit, ai anumite celule tumorale într-o parte a corpului dumitale și trebuie să fie operat. Există două șanse. Să te operăm cu laser sau clasic, cu bisturiu. Laserul, recuperare mai ușoară și omul, domnul profesor, doctor, i-a spus ăla. Tău, cum? Eu mor, am o grămadă de treburi. Eu dat-i, operează-mă cu laser. Și îți povestea el mie după aia. M-a operat cu laser, frate Vizil. M-a dus la terapie intensivă, acolo. M-a pus pe un pat. Eu încă eram sub anestezie, dar lângă mine, dreapta și în stânga, erau doi care urlau în continuu. Am zis, cred că ăștia au fost operați cu bisturiu.
Eu încă eram sub anestezie, eram sub sarăce. Dar la un moment dat a început să-mi treacă și mie anestezia. Și mi-am dat seama că am început să răgnesc și eu. Mi-am dat seama că noaptea eu mor. Și în timp ce mi-am creștat de durere mâinile așa și m-am covrijit pe pat, eu am ieșit din mine însumi. Pentru prima dată mi-am părăsit trupul. Mi l-am văzut pe pat și apoi am fost aspirat așa pe o câmpie verde frumoasă. Am văzut în fața acelei câmpii o cetate și el spunea, frate, eu am văzut, am vizitat cât am fost nepocăit, am ascultat muzică, cântăreți, concerte, câte n-am văzut eu. Dom'le, un palat de o frumusețe și venea o muzică care n-am auzit-o nicăieri. Îmi venea să alerg la palatul ăla. Și am văzut pe lângă mine alte ființe îmbrăcate în alb care alergau și ei. Când m-am uitat și eu eram în alb, am început și eu să alerg, să ajung la cetatea aia cu muzica aia faină. Dar în fața cetății era un cordon de soldați de vreo 3 metri înălțime, așa, era un fel de îngeri, cu niște armuri de alea care romanilor dau urite. Și când o persoană din aia venea îmbrăcată în alb, în șirul ăla, în dreptul unora dintre ei, se puneau câte doi picant, așa, ăsta față în față, lăsa streacă și se reocupau locurile și închideau zona. Și tot așa treceau ei. Eu când am văzut că așa se ajunge la cetate, aceea, am alergat la primii doi care erau în fața mea. I-am împins, nu stăteau la o parte. M-am dus la următorii doi, nici ăștia la o parte. Când mă chinuiem cu a treilea rând să dea la o parte, m-am trezit din nou în patul meu, eram reci complet, s-a întors duhul în el și mi-am dat seama că eu am făcut o călătorie undeva. În timpul ăla, ăia doi care ne-au murit și asistenta șefă de acolo a chemat brancardierii să ia pe cei doi să-i ducă la morgă. Dacă în ăștia au venit, s-au oprit în dreptul meu, că și eu seamănam cu ceilalți. Și a spus, care din ăștia să-l luăm? Și eu le-am spus, pe mine încă nu. Îmi povestea fratele, eu le-am spus, încă nu, eu nu. El și-a dat seama că a venit înapoi. Știți prin câte operații au mai trecut omul ăsta? Prin multe operații au mai trecut. Spunea dumnealui, cam 6 sau încă 7 operații au mai avut de aceeași. Când s-a dus ultima dată frații cu împărtășania sau cu cina Domnului, eu zic, frate, moara Dumnezeu, nu mă mai interesează moara mea. Dar pământul, nu mă mai interesează pământul. Nu mă interesează dacă produc sau nu produc, nu mă interesează. Singurul lucru pe care îl doresc este când voi mai ajunge o dată în dreptul soldaților respectivi să se dea la o parte, să ajung și eu în cetatea aceea. Frații mei, cât ai legământ cu Domnul și ești viu, te ajută Dumnezeu la un moment dat. Dar de ce să nu folosești pe frați? Deci nu spui, băi, frate, vreau să aleg, dar sunt legat de ceva. Vreau să fiu serios, ceea ce spun. Vă rog, verificați-mă, pentru că vreau să devin un om destoinic pentru lucrarea Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu îi place să colaboreze cu noi. Dumnezeu face doar lucrurile pe care noi nu le putem face. Iar noi suntem chemați să dăm piata la o parte, să ne unim, apoi să hrănim prin cântare, prin poezie. De aia spune Biblia, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, că ăsta e lapte duhovnicesc. Fă-i să crească pe cei din prejurul tău și vei vedea la un moment dat cum auzi de el, băi, dar ce predicatori, băi, dar ce vas al Domnului, băi, dar au crescut la noi la Piatra, da, a fost prunc la noi, dar a hrănit cu lapte duhovnicesc la noi, a crescut și este folositor ogorului Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și apoi, dezleagă-i pe frați și lasă-te tu însuți dezlegat, în așa fel încât Hristos să se manifeste în viața noastră. Amin.